Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Între da și nu la Eco FM. Zi de luni, să educăm o societate cu un spirit sănătos este dezideratul nostru și anume în aceste scopuri, în fiecare dimineață la Eco FM venim cu interviul Între da și nu. În zi de luni avem interviul Între da și nu realizat în cadrul proiectului Polițiștii pentru Oameni în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției. Lilian Lewandowski, șeful Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, este invitatul dimineții. Domnule Lewandowski, bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Sunteți pentru reprezentanții centrului pe care, de fapt, pe care îl conduceți, sunt pentru prima dată în studioul Eco FM. Din acest considerent am vrea să ne povestiți despre centru și despre aspectele de lucru a centrului pe care îl conduceți. Deci, cu ce se ocupă Centrul de Combatere a Traficului de Persoane? Mai vrem să aducem de la simplu la compus pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă. Da. Mersi mult pentru invitație. Sper, da, suntem prima dată invitați în acest studio, dar sper că nu și ultima dată. Sper că ne vom regăsi. În start am spus că acesta este un proiect foarte binevenit, care l-am observat că are continuitate și în diferite statele lumii și o populație informată este o populație protejată. Referitor la Centrul de Combatere a Traficului de Persoane, vreau să vă comunic că acest centru a fost creat în anul 2005. A fost un acord semnat dintre Guvernul Statelor Unite și Republica Moldova, fiind sesizată că este o problemă ce ține de traficul de persoane și anume Moldova fiind în mare majoritate o țară de țară sursă a persoanelor ce devin victime a traficului de ființe umane și astfel, printre acordul semnat de Departamentul de Stat și Guvernul Republicii Moldova, a fost înființat Centrul Combaterea Traficului de Persoane. Scopul de bază centrului derivă chiar și din denumirea centrului. Noi suntem preocupați de combaterea traficului de persoane. În timp, noi evoluăm. Centrul deja de la început era axat doar pe chestii de investigare, identificare și investigare a crimelor ce țin de traficul de persoane. În prezent, noi deja ne axăm nu doar numai pe investigare, dar și pe aspectul de prevenire și informare a populației. Chiar și ceea ce facem noi acum cu dumneavoastră este un lucru foarte util, deoarece noi aducem la cunoștință societății care este problema traficului de ființe umane, ce este aceasta și cine sunt grupele de risc care pot deveni surse ale victimilor sau chiar cel mai rău potențial traficanți de carne vie, spunem așa, cum se folosește o metaforă în comunitatea antitrafic. Dar ce înseamnă și care sunt, de fapt, particularitățile acestui trafic de persoane? Care sunt, de fapt, aceste grupuri de risc despre care ați menționat dumneavoastră? Traficul de persoane sau de ființe umane, la momentul de față, este o problemă care, să ne înțeleagă ascultătorii corect, nu este o problemă care o afectează doar Republica Moldova. Nu este o problemă unor țări de tranzit de la o situație economică mai precară spre o situație economică mai bună. Traficul de ființe umane există în cele mai dezvoltate state ale lumii. Și în Franța, și în Germania, și chiar și în Statele Unite. Este o problemă, există traficul de ființe umane, deoarece este o sursă foarte profitabilă de venit. Este practic a doua sau a treia sursă în lume după profitul care persoanele le obțin. Deja anul trecut fiind în state, discutând cu careva persoane, am văzut că deja traficanții de droguri din Statele Unite se reprofilează în traficanți de ființe umane, deoarece riscul nu este așa de mare, dar profiturile sunt cam aceleași. Particularitățile, grupele de risc, oricine din noi, oricine poate deveni, este o potențială, poate deveni o potențială sau prezumată victimă traficului de ființe umane. Totul este asupra faptului cum persoana știe care sunt drepturile, care sunt, cum se protejeze și cum să nu cadă în capcana traficanților și să evite situații de acest gen. Traficanții în ziua de azi folosesc diferite metode de racolare. Atât și foarte, foarte des în ultimul timp este domeniul online de recrutare a victimilor.
sunt foarte ingenioși și foarte iscusiți în meseria lor când ajunge de a racola o victimă. Vreau să vă întreb, dar formele de trafic. Este vorba despre traficarea persoanelor sau ființe umane în scopuri de a le impune unele, de a face unele chestii? Sau este vorba chiar și de traficul de organe, de exemplu? Activitatea centrului, noi, de exemplu, în cadrul centrului avem subdiviziuni care sunt delimitate pe anumite genuri a traficului de ființe umane. De exemplu, avem trafic de ființe umane în exploatare sexuală, care sunt un grup de persoane care se axează doar pe documentarea acestui gen de infracțiune, și este trafic de ființe umane în exploatare prin muncă și cerșit. Avem trafic de copii și prelevare de organe. Și toate aceste forme, ele sunt forme a însăși infracțiunii traficului. Noi avem numărul de, spunem așa, dacă să ne referim la date statistice, pot să vă dau chiar niște date statistice reieșind pe primul trimestru, deoarece acum noi deja finisăm a doilea trimestru anul 2018, datele sunt în curs de procesare, dar doar la 3 luni noi am avut înregistrate 44 de infracțiuni ce țin de traficul de ființe umane și fiind identificate 108 victime. Cineva poate ar spune că este un număr destul de mare și ar spune că de ce noi avem așa de multe victime sau de ce noi avem așa de multe infracțiuni înregistrate pe trafic de ființe umane. S-ar putea interpreta că poliția nu își face lucru și de ce noi avem așa. Nu, nu este corect. Numărul de sesizări care sunt adresate în cadrul poliției a crescut numai de atâta că noi am devenit mai aproape de cetățeni. Am început să comunicăm, am început să informăm despre activitatea noastră, să mergem în școli, universități, să facem lecții publice, să mediatizăm cazurile noastre de trafic, investigațiile care noi le descoperim împreună, de exemplu, și chiar cu, împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, mediatizarea sentințelor pe trafic. Și persoanele, societatea noastră, începe a vedea acest lucru și începe a adresa. Asta dă dovadă și poliția s-a axat mai mult proactiv în identificarea acestui gen de infracțiuni. Și de aceea noi, la momentul de față, avem adresări și noi suntem obligați prin lege. Fiecare adresare să o înregistrăm, să o investigăm. Și evident, asupra faptului, dacă noi avem careva elemente a traficului de ființe umane, noi suntem obligați prin lege să pornim o cauză penală și să ducem investigațiile până la bun sfârșit. S-a observat în ultimul timp că prevenirea este accentul pe care se pune, de fapt, se pune accent în ultimul timp și, în general, Inspectoratul General al Poliției pune accent pe prevenire. Acele ore pe care le faceți cu studenții, cu elevii, cine sunt, de fapt, categoriile de vârstă la care vă adresați în primul rând? Și care sunt aspectele pe care le aduceți lor atunci când mergeți în acele școli, de exemplu? A face o prevenire este un lucru destul de greu, deoarece și nu poți doar ca organ de drept să faci o campanie de prevenire destul de eficientă și doar să, și este foarte bine că Inspectoratul General de Poliție acționează în diferite parteneriate, cu diferite organizații non-guvernamentale, chiar cu diferite alte ministere de resort a guvernului în campaniile astea de prevenire. Noi nu doar mergem în școală. De exemplu, chiar astăzi, dacă nu mă greșesc, în curs de lansare a noua etapă a unei campanii, tot de informare și prevenire, care se derulează deja de mai mult timp în diferite localități a Republicii Moldova, care se numește Invizibil Printre Noi. Unii este organizată cu parteneriatul cu Organizația Internațională pentru Migrații și este creat permanent de la guvern. Unii se informează societatea ce este traficul de ființe umane, creându-se după aceea și un atelier de lucru cu instruirea echipelor multidisciplinare care sunt compuși din inspectori de sector, ofițeri de poliție criminală, angajați a primăriilor, a asistenților sociali, pentru a-i pune împreună și pentru a putea crea o echipă în cadrul investigării și prevenirii traficului de ființe umane. De asemenea, v-ați referit la școli. Noi am început deja cred că de un an de zile să fim mai aproape de cetățeni, să fim mai aproape de, în primul și în primul rând, grupa de risc sunt școlile profesionale tehnice, persoanele care sunt, spunem așa, multe persoane care studiază aceste școli profesionale sunt
vin din familii vulnerabile și ulterior, finisându-le, sunt în căutarea unui job. Și mă preponderent cu plecarea peste hotare. Noi plecăm în aceste școli, iarăși mă refer cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație și reprezentat secretariatul permanent sau de la Ministerul Educației și Culturii, unde noi le facem careva prezentări pe cazuri reale, le explicăm ce este, cum este riscul și chiar până la urmă le dăm și careva recomandări, cum să se protejeze, cum să se informeze, cum, la ce trebuie să atragă atenție atunci când sunt în căutarea unei oferte de muncă care strălucește foarte mult pe internet și care te poate până la urmă să te aducă într-o lumină destul de proastă. Cum să nu devină atât victima traficului de ființe umane și cum să nu devină potențial traficant. Cum să se protejeze, nu atât în situația când pot fi angajați ilegal în câmpul muncii și a fi exploatați, dar cum și să se protejeze de a nu fi traficați în scop de exploatare sexuală. Este o metodă foarte nouă în momentul de față, care este populară printre racolarea domnișoarelor, metoda Loverboy. Ea cum nu este nouă, este folosită de mult. Când persoanele se îndrăgostesc și cred că nu o să fac o greșeală dacă chiar pot să vă relatez un caz fără a da careva nume, o domnișoară a făcut cunoștință prin internet cu un domn, s-au îndrăgostit, s-au întâlnit, viață frumoasă, călătorii într-un timp scurt, plecat peste hotare unii, au făcut și nunta, ca ulterior bărbatul să o ducă în Italia și să o impună să o transmită într-o la niște persoane și să o impună să prostitueze, ea fiind soția lui, și lăsând-o acolo și plecat. Aparent ar fi că este o situație destul de banală, persoanele s-au îndrăgostit, dar asta este o metodologie care noi deja am stabilit că persoana dată a mai făcut chestii de astea anterior. Și deja noi suntem, nu am să dau mai multe detalii, suntem în proces de investigații, dar asta este situația, persoanele trebuie să știe, să fie informate de ce să se ferească și cum să se protejeze. Tot în scopul informării, la 10 iunie va fi organizat un maraton. Este la prima ediție acest maraton și vreau să ne povestiți despre, de fapt, obiectivele care vi le puneți în cadrul acestui maraton. Da, este pentru în premieră pentru Republica Moldova, când noi vrem să facem o campanie de sensibilizare și informare și ne-am hotărât să organizăm acest maraton, va fi organizat sub egida Ministrului de Interne, cu genericul Împreună spunem nu traficului de ființe umane. Ne punem ca scop să aducem mai multă lume, să implicăm și societatea, pentru a duce la cunoștință mesajul și problematica traficului de ființe umane. Așa ceva nu a fost organizat până acum în Moldova, noi vrem să invităm deja, adică s-au expediat invitații către toate reprezentanțele misiunilor diplomatice. Apropo, evenimentul se lansează în parteneriat cu ambasada SUA, care este un partener de nădejde a nostru și ne susține în activitatea noastră de zi cu zi. De ce s-a pus accentul efectuării unui un maraton? Deoarece dacă noi ne străduim să aducem doar o informație populației, ar fi un pic plictisitor și cred că informația nu s-ar tipări. Dar combinând-o cu activitate sportivă, cu careva alte măsuri pentru copii ulterior după desfășurarea maratonului, noi să reușim să întipărim în memoria lor că uite, este așa ceva. Și nu e scopul de a arăta că s-au consolidat multe structuri împreună. E scopul pentru a transmite acest mesaj persoanelor care vor participa acolo, părinților, copiilor, toți cei bătrânilor care se vor alătura nouă. Nu este un maraton pentru a alerga la distanță, la viteză. Este un maraton de 5 km care va fi, spunem, o alergare din plăcere, care ulterior va fi soldată cu careva evenimente, prezentare de tehnică a Ministerului Afacerilor Interne, careva distracții pentru copii. Va fi un orășel al ONG-urilor, unde ONG-urile vor putea și promoveze să-și arate produsele care le au ei pentru protecția prezumatelor victimelor traficului de ființe umane și asistenții pe care o pot alătura. Eu sincer sper că această inițiativă și acest maraton va avea un succes și noi poate că îl vom putea organiza să fie permanent, să-l facem ca o tradiție, poate o dată în an.
să avem o zi deosebită, că noi să putem aduna toate forțe, chiar reprezentanța guvernului, misiunile diplomatice, ONG-uri, misiunile este internaționale, cine sigur nouă, partenerii noștri de dezvoltare, să-i punem pe toți împreună ca să aducem toți un mesaj societății, să spunem că da, noi recunoaștem, noi avem această problemă, dar uitați, noi mergem, noi facem și noi vom merge în continuare și noi ne vom consolida eforturile pentru a depăși acest moment. Și folosindu-mi de acest prilej, vă invit pe toți la data de 10 iunie în Piața Mare Adunări Naționale să vă alăturați nouă și să spunem toți împreună nu traficului de ființe umane. Nu este secret că într-adevăr aceste acțiuni care mobilizează populația să se unească pentru o faptă nobilă, mai ales atunci când omul memorizează acele lucruri, când participă activ. Dacă este un alergător, este un maratonist, e cu siguranță va participa și prin exemplul său va aduce că a venit și a participat la această faptă nobilă, a participat la acea muncă pe care o faceți. Vreau să ne povestiți despre colaborarea cu ONG-urile și cu reprezentanții societății civile în ceea ce ține de traficul de ființe umane, pentru că cu siguranță au fost organizate foarte multe campanii de către aceste ONG-uri. Cât de eficiente sunt ele și cât de des apelează ONG-urile și reprezentanții societății civile la ajutorul centrului dumneavoastră? ONG-urile nu numai că apelează la ajutor, dar noi chiar avem un parteneriat bine stabilit, adică în ceea ce ține de colaborarea noastră. Partenerul nostru de bază este, noi lucrăm cu mai multe ONG-uri, dar în dependență de informații care ne pot releva nouă. Partenerul nostru de bază și care noi avem o colaborare cea mai fructuoasă și bazată, adică și pe legături de timp și experiență, este La Strada, care deține și o linie fierbinte, unde persoanele se pot adresa și ulterior, după ce, de exemplu, sunt unele persoane care nu doresc să adreseze direct la poliție, din careva motive. Percepția multor din ei deja se schimbă și deja persoanele nu le este frică să telefoneze la poliție. Dar mai sunt unele persoane care nu își doresc, cu toate că poliția garantează anonimatul sunetului. Și se adresează, de exemplu, linia fierbinte La Strada. Pot suna din orice colț al lumii. Ulterior, La Strada ne face nou un comunicat. Ui, s-a adresat o persoană X referitor la și ne descrie fapte, de la care noi derivăm deja o investigație, ulterior informându despre rezultatele care le avem. Noi ne străduim cu regularitate să fim în contact cu toate ONG-urile, sunt actori destul de influenți în combaterea traficului de ființe umane și să avem o colaborare destul de fructuoasă. Avem comunicare, ne întâlnim, anul trecut chiar prestabilisem așa cu o dată la 3 luni, ne întâlneam și făceam schimb de bune practici și făceam careva întruniri oficiale, discutam care sunt plusurile, care sunt minusurile, la ce trebuie să ne îmbunătățim și tot așa mai departe. Și chiar nu de mult am avut o astfel de ședințe, cu toată echipa, de exemplu, ne-am întrunit doar cu La Strada, cu toată echipa, unde am discutat cum a fost anul 2017 și ce ar trebui să îmbunătățim noi în colaborarea noastră pentru anul 2018. Traficul de ființe umane, el prezumă în sine colaborarea cu ONG-urile, deoarece ele sunt niște structuri destul de, hai să spunem așa, sunt pe prima linie în domeniul furnizării informației și ulterior acordării asistenței. De asemenea, unele ONG-uri au cameri pentru audieri a copiilor, unde noi suntem, de exemplu, victima traficului de ființe umane copil, noi trebuie să audiem în condiții speciale și sunt anumite criterii care trebuie să fie respectate, plus acordarea avocatului, plus acordarea psihologului. Și uitați, când avem cazuri ce țin de trafic de copii, imediat noi contactăm, vine psihologul de la un ONG sau altul care ne acordă asistență și ulterior noi mergem audierea și toată asistența copilului până la reprezentarea intereselor acestor în instanța de judecat. Ați menționat despre faptul că în ultima perioadă Inspectoratul General al Poliției, centrul pe care îl reprezentați totodată, încearcă să vină mai aproape de oameni prin comunicare. Putem afirma că această comunicare influențează asupra cifrelor statistice și, de exemplu, s-au diminuat acele cazuri de
de trafic de ființe umane? Să vă spun în felul următor. Orice comunicare, când persoana este informată, sunt, de exemplu, cetățeni, hai să spunem, din mediul rural, care poate anterior nu prea au avut acces foarte mult la informații ce ține de... Nici nu avea idee ce înseamnă, de exemplu, trafic de ființe umane. Prin faptul că Inspectoratul General de Poliție lansează atâtea campanii de informare ce ține și de protecția copiilor și de asistența victimilor, pe toate, și siguranța circulației rutiere. Acest fapt, la momentul de față, și evident, denotă faptul că ulterior, când ei informează, persoanele se adresează la poliție. Și noi avem o creștere statistică a cifrelor. Dar asta este ok. Asta arată că cetățeanul a devenit mai prietenos față de poliție și a schimbat percepția. A început să aibă încredere în poliție și se adresează. Cum era percepția înainte? Nu mă adresez la poliție că nu o să facă nimic. Astăzi noi vedem că cetățenii se adresează. Noi trebuie să vedem din alt punct de vedere că dacă cetățeanul s-a adresat și noi vedem că la fiecare adresare majoritatea cazurilor sunt relevate și investigate și definite justiție. Asta e scopul primordial pentru a duce securitatea cetățeanului. Că el lui să nu-i fie frică de a se adresa organelor de drept, e o problemă sau altă. Reamintim ascultătorilor și celor care ne urmăresc pe pagina noastră de Facebook, Lilian Lewandowski, șeful Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, este invitatul dimineții. Discutăm despre traficul de persoane și vroiam să vă întreb despre cât de important este să ne adresăm copiilor sau părinților care sunt plecați peste hotare, pentru că nu este un secret. Unul din grupurile de risc sunt copiii care rămân aici în seama bunicilor, de exemplu, sau chiar în seama rămân de sine stătători, au grijă unul de altul, frații. Cât de important este să ne adresăm și părinților care sunt plecați de peste hotare și dacă se fac asemenea adresări, asemenea campanii? Asta și este, cum am vorbit anterior, sunt echipele multidisciplinare care sunt înființate în fiecare raion a Republicii Moldova. Ele sunt create sub egida primarului, da? Și sunt echipele compuse atât din ofițeri de poliție, asistenți sociali, care în speța lor sunt obligați de a duce evidență, de a vedea care sunt copiii străzi, câți copii au rămas fără părinți. Evident, noi prin colaborarea prin secretariatul permanent a guvernului și care au colaborare cu diasporile noastre, informează părinții asupra riscului dat. Noi ne străduim, suntem la un început de cale în schimbarea percepției a traficului de ființe umane și a fi mai aproape de cetățeni în informarea lor. Și deja la etapa actuală noi am făcut un lucru destul de mare informând atât copiii cât și părinții. Noi cu regularitate vom merge prin școli, nu atât în municipiul Chișinău, dar ne vom deplasa și la nord. Apropo, am avut anul trecut o întâlnire cu comunitatea de romi în orașul Soroc. Am fost personal și cu careva reprezentanți de la Biroul Migrației de Azil, unde la fel am discutat problema traficului de ființe umane și sincer să vă spun, eu am fost impresionat că cât de mulți au fost în sală și cât de receptivi și cât de multe... Da, în afară de problemele care le-au discutat, au abordat diferite probleme, lumina, apa și canalizarea, dar au fost și multe, multe întrebări ceea ce ține de atât de migrație, cât de pericol, de trafic de ființe umane și de starea socială. Noi vom merge în continuare, noi vom informa și vom continua să informăm prin diferite campanii de informare, sensibilizare, atât părinții cât și copiii. Ceea ce ține de municipiul Chișinău, noi evident noi avem problema copiilor străzii. La momentul de față, la fel, este un proiect care este în derulare pentru a fi aprobat, privind crearea unor echipe, la fel multidisciplinare, care să fie în permanent contact cu reprezentanții primăriei, asistenților sociali, care vor petrece careva acțiuni pe teritoriul municipiului Chișinău, pentru a-i putea scoate din climatul acesta care nu este favorabil lor și pentru a identifica o soluție pentru a-i readuce normal în sânul societății, pentru a-i le trezi interesul de a studia o profesie și de a putea fi integrați în societate. Dar noi trebuie să ne dăm seama că asta nu se va rezolva într-o zi, două. Și iarăși, noi trebuie să ne unim eforturile, să nu fim indiferenți. Că nu este doar pe umerii poliției
pentru a rezolva această problemă. Asta e o problemă care ține de conștiința fiecărui cetățean în Republica Moldova. Nu doar stările trebuie să stea pe seama poliției. Domnule Lewandowski, vreau să vă întreb despre colaborarea internațională. Cum se face? Pentru că atunci când este vorba despre trafic de ființe umane, trafic de persoane, atunci se subînțelege de la sine că este vorba despre traficul internațional. Cum lucrează centrul dumneavoastră cu partenerii de peste hotare? Și cine sunt ei, de fapt? În speță, noi, conform tratatelor internaționale la care face Republica Moldova parte, noi colaborăm cu toate țările. Este biroul național, este centru pentru cooperare polițienească în Republica Moldova, care în sine întrunește și Europol, și Interpol, și organizația SELEC. Toată colaborarea în vederea schimbului informațional se efectuează prin centru cooperare polițienească. Ulterior, dacă se demarează o careva acțiune, o investigație, unde se necesită de acumularea careva probe de peste hotare, este procedura prestabilită de codul de procedură ce ține de expedierea comisiilor rogatorii prin intermediul procuraturii, care deja ne permit să acumulăm probele pe teritoriul, să spunem ca exemplu, Germaniei sau Italiei sau Turciei, ca ulterior să le folosim în cadrul investigațiilor noastre. De asemenea, este așa o noțiune de JIT, Joint Investigation Team, care presupune crearea echipelor comune de investigație. Evident, ele este, la fel, este un, sunt niște careva acte procesuale care noi trebuie să le îndeplinim, se efectuează prin intermediul, de exemplu, dacă facem echipă comună de investigații cu Statele Unite, procurorii noștri cu procurorii de acolo semnează careva hârtii, acorduri, ulterior se demarează investigațiile și atunci ofițerii de acolo pot veni pentru a petrece investigații în cazul dat noi în țară, ofițerii centrului, de exemplu, pot se deplasa acolo și putem face schimb de probe. Adică cooperarea internațională este strict delimitată prin acordurile, tratatele internaționale la care facem parte, procedurile care sunt și ele sunt la fel pentru întreaga lume. Plus deja, evident, relațiile personale care noi le stabilim pentru un schimb informațional la telefon, este și acest fapt. Aș fi vrut să vă întreb și despre faptul dacă se organizează acțiuni de creștere a gradului de fapt, dacă se organizează acțiuni de instruire pentru polițiștii care lucrează în centrul dumneavoastră, pentru anchetatori. Cum se efectuează ele? Unde merg mai des anchetatorii, de exemplu, pentru a se instrui? Evident că baza unei creștere profesionale este instruirile continue. Noi beneficiem, spunem așa, dacă ne referim la angajații centrului, beneficiază de instruiri atât în interiorul țării, cât și avem instruiri care sunt o dată, două ori pe an organizate, de exemplu, anul ăsta a fost la Budapesta, la Ailia, organizate de către ambasada SUA, ce ține anume pe traficul de ființe umane. Am avut formatori care au venit de la, de exemplu, din Statele Unite, de la Homeland Security, care au făcut instruiri în cadrul centrului, atât a angajaților centrului, cât și a judecătorilor și a procurorilor, care au fost niște instruiri destul de bune. Noi, la rândul nostru, deja creăm formatorii noștri, care ulterior se duc în diferite raioane a Chișinăului, ne fac deja instruiri pentru polițiști din sector, da? Că noi nu avem posibilitatea la momentul de față să-i luăm pe toți, să-i ducem, de exemplu, în Budapesta sau în Germania sau... De ce noi suntem chiar obligați, suntem. Dacă plecăm la careva instruiri, experiența noastră să o împărtășim cu angajații noștri din Republica Moldova. Avem diferite instruiri care sunt organizate de Organizația Internațională pentru Migrație. La stradă ne ajută cu careva proiecte. Ambasada SUA, iarăși din nou, este un partener de nădejde care ne oferă diferite. Chiar acum a fost lansat un proiect cu finanțare de 400.000 de dolari pe 2 ani de zile, care prevede anume instruiri a polițiștilor din Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Poliție, procurori, anume ce ține pe domeniul traficului de ființe umane, identificarea și protecția victimelor. Vreau să vă întreb, de fapt, dacă e să ne axăm pe cetățeni.
La ce ar trebui să atrag, mai ales cei care încearcă sau care vor să ajungă undeva peste hotare să se angajeze într-un loc de muncă stabil? Am vrea să ne, povestiți la ce ar trebui să atragă atenție sau care ar fi primele indicii că se planifică un trafic de ființă umană sau cum ar trebui el să identifice de fapt aceste persoane care sunt răuvoitoare în direcția lui? Pentru a se proteja de a nu fi victima traficului de ființe umane, derivă de la caz la caz. Dacă noi vorbim deja despre angajarea în câmpul muncii, evident, cetățeanul ar trebui să informeze. De exemplu, când se adresează, vede ofertă referitor la angajarea în câmpul muncii, ar trebui să nu-i fie rușine, că ai dreptul lui și e obligația părții angajatoare să-i prezinte. Ok, cine este angajatorul? Unde pleacă la muncă? Care sunt condițiile? Condițiile se vor schimba. Să-i dea copia actelor de înregistrare a companiei, să-i fac numai decât un contract de muncă. Și în primul și în primul rând, să nu accepte faptul că cineva să-i achite drumul. Asta prezumă stabilirea unei datorii, care ulterior poate să-i pui faptul și asta trebuie să-l pui în gardă. Dacă spune că noi îți vă achităm drumul, voi pe urmă să întoarceți din salariu. Asta e formarea deja unei datorii și unei dependențe față de persoana care te angajează. Și asta e un indiciu care ar trebui să-l pună în gardă. Sau dacă îi spune că tu ai să te duci acolo, dar ulterior noi pe tine cred că ai să te muți în altă parte. Nu, contractul trebuie să stabilească. Eu lucrez în acest oraș, asta este munca mea, asta sunt orele, asta este salariul care eu îl primesc. Condițiile de trai, totul. Dar careva din momentele astea lipsesc, persoana ar trebui să-l pui în gardă. Persoanele la noi nu prea se adresează după informație, deoarece sau că nu cunosc. Noi încercăm să le spunem că este ANOFM, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, care prin lege sunt obligați și acordă cetățeanului informații gratuite, chiar referitor la unele companii care prestează servicii de angajare în câmpul muncii, chiar referitor la modalitatea de plecare și de angajare în străinătate. Este gratuit. Este gratuit și pe site-ul Ministerului Muncii și Sănătății este datele ANOFM-ului, unde fiecare cetățean se poate adresa și a primi această informație. Evident, dacă ceva nu îi se pare în regulă, poate telefona la Centrul Combaterea Traficului de Persoane, unde la noi la fel este un telefon care funcționează 24 de ore. Sau la stradă, sau alte organizații, de unde poți să-i acorde această consultanță. Dacă persoana are careva surplus de surse financiare, chiar poate să contracteze un jurist pentru a studia acest contract. Și în primul și în primul rând, să nu fie lene să citească contractul. La noi majoritatea semnează contractele fără a le citi. Și asta tot este o problemă. Am înțeles. Lilian Lewandowski, șeful Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, este invitatul dimineții. Aș fi vrut să vă întreb, în unele țări europene dezvoltate, unde sistemele informaționale sunt foarte bine puse la punct, există un nou tip de trafic. De fapt, nou pentru noi ar fi traficul de identitate. Atunci când unei persoane care a plecat legal într-o țară și vrea să se aranjeze legal, i se fură identitatea. Ați avut asemenea cazuri? Pentru că în anume traficanții din România de multe ori efectuează asemenea, atunci când asemenea tipuri de trafic, atunci când o persoană pleacă, spre exemplu în Danemarca, a plecat legal, s-a angajat, i s-a oferit acel cod personal pentru conform căruia achită toate impozitele, însă traficanții beneficiază de acest cod, iau credite, deschid afaceri și ulterior persoana nici nu cunoaște de fapt despre asemenea datorii pe care le acumulează. Aș fi vrut să vă întreb dacă există colaborări și în acest domeniu sau dacă avem asemenea cazuri cu asemenea traficanți. Noi n-am avut încă niciun caz sesizat ce ar ține trafic de identitate, chiar am avut careva discuții, careva reprezentanți din Marea Britanie. Nu s-a abordat, noi am discutat referitor la moldovenii care se află acolo, care sunt lucruri, la ei, însă nu ne-a fost comunicat, de exemplu, că au fost identificați careva cetățeni în Republicii Moldova ce să ar face o plângere referitor la traficul de identitate. Da? A fost faptul că este metoda asta care se folosește acum și destul de populară în Europa, sclavia modernă, unde se lucrează, nu se achite salariul, dar referitor la trafic de identitate, cu părere de bine și sper că nici nu o să avem careva, nu că nu o să avem careva cazuri relatate, dar nu o să fie persoane care să sufere de acest nou fenomen.
care este. Dar într-un fel sau altul, dacă e să spunem în ghilimele, clientul personal al traficanților, principal al traficanților, este cel care dorește să plece peste hotare. Cât de des apelează persoanele care ulterior sunt traficate sau care au fost traficate, cât de des apelează la reprezentanții diplomațiilor, de exemplu. Pentru că este primul, reprezentanții diplomațiilor din țările respective sunt prima persoană unde ar putea ei apela, sau poliția, de exemplu. Apelează, nu atât de des cum ne-am dorit noi, deoarece misiunile noastre consulare au menirea și sunt tot reprezentanța comunității antitrafic, iar noi avem des întruniri, unde noi discutăm, care de la Direcția Afaceri Consulare, reprezentanța Ministerului Afacerilor Externe, nu atât de des cum ne-am dorit, nu pe toate cazurile, deoarece, cum vă spun, multe persoane poate nici nu cunosc unde ar trebui să adreseze. Și aceea noi încercăm să informăm chiar și prin intermediul afacerii de consulatelor noastre, misiunilor diplomatice, adică să venim cu careva mesaje că se pot adresa. Că în percepția unor persoane, de ce să mă duc eu la consulat, că el nu are nimic, că trebuie să mă duc la poliție. Dar la poliție nu vor să ducă, poate să află, de exemplu, dacă s-ar afla în Marea Britanie sau în Franța, deoarece se află ilegal. S-ar afla ilegal. Nu vor să ducă cu frica că să nu fie deportați sau trimiși acasă. Plecați la consulatele Republicii Moldova, unde îți vă acorde asistență, informații gratuite și care ulterior să ne furnizeze nouă informația, nu poliției locale, și noi vom demara o anchetă de aici, deja folosind toate instrumentele și pârghiile noastre legale și legăturile internaționale pentru a duce la bun sfârșit investigația și pentru a ajuta victimele care sunt în situație de risc. De asemenea, noi, de exemplu, am avut situații când în diferite țări am fost contactați și am reușit cu suportul consulatelor, cu suportul organizației internaționale pentru migrații, să repatriem și să aducem victime acasă aflate în dificultate din diferite țări ale lumii. Dar ce se întâmplă cu traficanții atunci când sunt ei depistați, de exemplu, într-o țară europeană? Ei sunt judecați în dosarele din acele țări sau totuși dacă dosarul este deschis în Republica Moldova, el va fi judecat aici? Independență. Evident, dacă infracțiunea deja s-a început, s-a trecut Republica Moldova și noi investigăm o cauză penală, persoana nu contează unde se va afla și cetățeană cărui stat este, el va fi dat în urmărire internațională. Și ulterior, când va fi reținut, el urmează a fi supus procedurilor internaționale, extradarea către Republica Moldova pentru a fi atras la răspundere penală, judecat și ispășirea pedepsei. În caz că noi știm că nicio țară nu își extradează cetățenii. Evident, dacă, să spunem ca un exemplu, cetățanul unei țări X, da, va fi reținut în țara X și el este cetățan, țara va spune că noi nu îl extradăm. El deja va cunoaște. Atunci este procedura, dar decizia aparține iarăși procurorilor, de a dejunga în prevenția lui, cauza penală și a o expedia în țară aceea pentru a fi atras la răspundere acolo. În caz că s-au epuizat toate mijloacele și nu mai este posibil de la aduce, de la trage la răspundere în Republica Moldova. Adică sunt unele momente prestabilite de lege la nivel internațional care ele funcționează destul de bine. Dacă e să vorbim iarăși statistic sau din punct de vedere a curiozității, traficanții evoluează în metodele pe care le aplică sau utilizează aceleași scheme și contează pe faptul că oamenii sunt neinformați? Evoluează și am spus anterior, dacă înainte traficanții se axau mai mult pe contactul personal, acum folosesc rețele de socializare, Facebook, Adnaclasnic, Contacte, oricare rețele. Evaluează atât și la angajarea în câmpul muncii, cât și la exploatare sexuală. Ei sunt la fel în permanentă schimbare și sunt în permanentă evoluție. Evident, și noi ne adaptăm după noile metode de recrutare, țări de destinații. Dacă apar noi forme de trafic, deja facem, ne străduim să facem, să avem tot timpul analiza profilului traficantului. Avem o secție de analiză și planificare care se ocupă cu acumularea informației și efectuarea unor astfel de analize. Și o facem nu doar noi, dar și Inspectoratul General al Poliției de Frontiere, care sunt tot partenerii noștri în domeniul combaterii traficului de ființe umane, mai ales că fiind filtrul de bază la frontieră atunci când la identificarea unor potențiale victime la părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
ne modernizăm și noi, nu rămânem în urmă și evident și rezultatele care noi le avem ne arată că noi suntem într-un pas și chiar câteodată îi mai întrecem. Este important să prevenim aceste cazuri de trafic și anume din acest motiv aș fi vrut să mai discutăm despre acel maraton din 10 iunie. La ce s-ar aștepta cei care, sau la ce să se aștepte cei care vor veni la acest maraton, care ar fi atracția pentru ei? În primul și în primul rând se aștepte la o bună dispoziție și organizarea unui eveniment când avem parteneri foarte... spunem așa, iscusiți în organizarea acestor evenimente și eu sper sincer că vom face cu dreptul și va fi unul de succes. Vor fi nu doar chestia cu alergatul, fiecare participant care va veni va primi în dar și un tricou cu sloganul evenimentului, unde sunt și partenerii noștri incluși pe acest tricou. Ulterior, după alergare, vor beneficia de careva muzică, distracții, cum am spus, expoziții de tehnică specială a Ministerului Afacerilor Interne cu organizarea unor show-uri pentru copii de distracție. Apropo, puteți să intrați pe pagina Ministerului Afacerilor Interne și chiar pe pagina de Facebook a centrului, unde deja toate evenimentele sunt descrise, ce va urma și cum va derula. Eu sincer am un pic emoții referitor la organizarea acestui maraton, deoarece din start s-a părut că era o idee, dar am văzut câtă muncă și e un lucru de echipă și asta mă bucur că în organizarea acestui eveniment s-a implicat atât la un nivel foarte înalt chiar domnul ministru, secretarilor de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, cât și organizațiile care ne acordă suportul în organizarea acestui maraton. Și se vede că este un lucru de echipă și asta noi trebuie să învățăm și asta este bine, că doar în echipă noi putem crea produse calitative care să le putem aduce societății. Acest maraton eu cred că va fi unul de succes și eu cred că tinerilor noștri ar trebui duminică să vină, că este dimineața până la amiază, iar la frigărui să vă reușiți și după amiază. Putem face împreună un lucru destul de bun, să aducem un mesaj, să realizăm, să conștientizăm că, uite, este problema, dar împreună noi, dacă să ne unim, noi o să rezolvăm aceasta. Încă o dată mă refer, nu este doar problema poliției, noi trebuie să realizăm că asta este pentru întreaga societate și nu este doar o problemă a Republicii Moldova. Și cu acest motiv, noi aducem, vrem să invităm toate misiunile diplomatice, să alăture nouă, să participe și să promovăm ideea stopării traficului de ființe umane. Apropo de informare, atunci când se organizează de către Inspectoratul General al Poliției, se realizează proiectul în culisele poliției. Da. Ați fost vizitat și în cadrul acestui proiect de către cei tineri curioși? Încă nu, dar sper că vom avea și noi vizitatori. Eu, din câte cunosc, sunt anumite etape, anumite subdiviziuni care unde se duc tinerii. Evident, ei sunt atrași mai multe de careva tehnică, să vadă careva arme, dar eu cred că vom avea și noi vizitatori și noi credem că noi avem cu ce să le explicăm și ce să le arătăm. Este un proiect destul de bun. Este un proiect destul de transparent, unde sunt deschiși, poliția este deschisă societății. Nu, deja nu mai este timpul acela când poliția era percepută ca o bâtă. Poliția este în folosul cetățeanului, nu cetățeanul pentru poliție și eu cred că asta este un lucru bun, că poliția la momentul de față se axează pe atâtea campanii de informare și sensibilizare. Noi nu avem ce ascunde, noi arătăm situația așa cum ea este și noi, unindu-ne eforturile, mergem pentru a schimba ceva în țara asta. În urma realizării acestor proiecte, contați pe, chiar și a maratonului, contați pe faptul că veți găsi acei agenți care din rândul tinerilor, din rândul populației, care ar contribui și ei la realizarea acestui obiectiv comun, combaterea traficului de ființe umane. Câteva zile în urmă eu am primit un telefon de la un cunoscut de-a meu, care nu l-am văzut de mult timp, care este de Baștene, din satul de unde sunt și eu. Și mi-a spus că, uite, fiica mea ar vrea să vină să învețe la Academia de Poliție. Uite că se promovează, se informează și avea. Faci sau nu faci? Evident, te-am spus că, păi, decizia aparține fiecare persoane, da?
dar eu cred că face din momentul ce persoana dorește și are în suflet acest lucru, că vrea să devină un polițist, trebuie să vină și să-și nu atât, să-și îndeplinească visul. Ulterior va decide. Ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la agenți nu este scopul. Spunem așa, racolarea sau găsirea surselor de informație, asta este, sau identificarea, ce să spun mai corect, este unul din aspectele de lucru a unui ofițer de investigație. Și crearea acestui maraton sau campaniilor de, nu este pentru a găsi surse de informație, este pentru a duce mesajul cetățeanului, a le arăta că există așa problemă și să sensibilizăm ca ei să înțeleagă că această problemă nu este doar a guvernului, nu este doar a parlamentului, nu este doar a ofițerului de poliție, este fiecărui din noi. Și doar cu aportul care noi o să-l aducem, fiecare din noi, noi vom reuși să schimbăm ceva. Indiferența aduce la faptul că apar probleme, se comit crime. Cetățeanul nu trebuie să fie indiferent. Dacă chiar vede că cineva este bătut în stradă, ok, nu interveni. Pune mâna pe telefon, sună 112 și informează poliția. Că poliția este organul care trebuie să deja să intervină. Dar noi trebuie să fim împreună și atunci noi să reușim. Lilian Lewandowski, șeful Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, a fost invitatul dimineții. Domnule Lewandowski, vă mulțumim mult pentru vizită. Vă dorim succes în activitățile pe care le realizați de zi cu zi și vă dorim succes în campaniile pe care încercați să le faceți, pentru că sunt importante pentru societatea noastră și o societate mai informată este o societate mai puternică. Vă mulțumesc mult pentru invitație și vă aștept pe toți la 10 iunie, Piața Mare a Adunării Naționale, să spunem împreună, să spunem nu traficului de ființe umane. O zi bună în continuare. Numai bine. Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.